mesaj clar din Serbia pentru Tudorel Toader: cum se rezolv problemele din justiție la Belgrad? Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit luni cu ministrul Justiției din Serbia, Nela Kuburovi, cu care a discutat despre cooperarea celor două ministere, sublinierea sprijinirea Serbiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Kuburovi a menționat ce sublinierea în Serbia au loc modificări legislative în domeniul justiției, dar a precizat că acestea nu vor fi adoptate fără avizul pozitiv al Comisiei de la Veneția. La sediul Ministerului Justiției din Serbia a avut loc, luni, întrevederea ministrului justiției, Tudorel Toader, cu Nela Kubović, ministrul justiției din Serbia. Potrivit unui comunicat de pres transmis de reprezentanții Ministerului Justiției, în cadrul întrevederii s-au purtat discuții privitoare la intensificarea cooperării dintre cele două ministere de justiție, sublinierea continuarea parcursului european al Serbiei. Ministrul Justiției din România a precizat faptul că România sprijin cu fermitate parcursul european al Serbiei, iar Ministerul Justiției, în special în cadrul capitolelor de negociere 23 sublinierei 24. Ministrul Nela Kuburović a precizat că în Serbia o temă de actualitate este reprezentat de interesul în procesul de redactare a amendamentelor constituționale în domeniul justiției, acesta aflându-se în derulare. De asemenea, doamna Nela Kuburović a adugat ce se lucrează sublinierea la armonizarea proiectului de text al amendamentelor la Constituția Serbiei cu propunerile sublinierei sugestiile din cadrul dezbaterii publice care s-a finalizat la data de 8 martie acest, iar ulterior, după armonizare, proiectul va fi înaintat Comisiei de la Veneția pentru avizare. Ministrul Justiției din Serbia a menționat că Ministerul Justiției nu va intra în procedura de adoptare, fără avizul pozitiv al acestei instituții, se arată în comunicat. Totodată, Tudorel Toader s-a întâlnit cu Vesna Ilie Preli, presubliniere din Curții Constituționale a Serbiei. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privitoare la modificările de rang constituțional în perspectiva aderării Serbiei la Uniunea Europeană, precum sublinierea colaborarea în domeniul juridic având în vedere negocierile privind aderarea la UE, context în care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a menționat faptul că cara noastră sublinierei ofer sprijinul în acest parcurs, având în vedere experiența de peste 10 ani a României ca stat membru al Uniunii Europene, se mai arată în document. De asemenea, alte subiecte abordate în cadrul întrevederii au vizat domeniul justiției, reprezentând serviciul de interes public de apărare a drepturilor sublinierei libertăților fundamentale sublinierei de asigurare a încrederii cetățenilor în actul de justiție, interpretarea în aplicare a legii sublinierei interpretarea în procesul de asigurare a conformității cu Constituția, precum sublinierei perspectiva României de asigurare a presubliniere din cei Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019. Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției dintre cele două țări,
conform newsro.ro.